Secție modernă de oftalmologie la Spitalul Județean de Urgență din Deva, aflat în subordinea Consiliului Județean Hunedoara. Pacienții au parte de condiții foarte bune care pot concura cu succes cu cele din spitalele din țară. Doctorul Diana Miclăuș spune că secția este într-o locație nouă și beneficiază de aparatură modernă, iar actul medical se desfășoară în cele mai bune condiții. Secția de oftalmologie de la Spitalul Județean de Urgență din Deva vine în întâmpinarea medicilor pentru a efectua aproape toate serviciile medicale ce țin de sfera acestei specializări, dar și a pacienților pentru a putea beneficia de ele. Putem face aproape tot ce ține de sfera oftalmologiei, în afară de operațiile de retină. În rest, operăm tot ce necesită din patologia oculară, putem face toate investigațiile, pentru diagnosticare și a părții medicale din oftalmologie, fiindcă oftalmologia este o specialitate medico-chirurgicală, deci are și o parte medicală și o parte chirurgicală. Doctorul oftalmolog Diana Miclăuș este de părere că și aparatura modernă este foarte importantă pentru ca pacienții să beneficieze de un act medical de calitate. Ultima achiziție de care suntem foarte mulțumiți și încântați este acest aparat, care este un tomograf în coerență optică, care ne ajută foarte mult în diagnosticarea și urmărirea tratamentului la pacienții cu degenerescență maculară legată de vârstă. Putem stabili dacă este o formă, sunt două forme, umedă și uscată. Cea umedă beneficiază de terapie cu injecții intravitreene, putem urmări tratamentul, putem pune diagnosticul. De asemenea, în retinopatiile diabetice, care este o patologie foarte frecventă în sfera oftalmologiei, de asemenea, în edemă macular diabetic, în trombozele de venă centrală, putem exclude alte diagnostice. Șeful secției de oftalmologie, Diana Miclăuș, spune că și blocul operator se bucură de aparatură performantă. Avem bloc operator separat, care este dotat. Ce dotare mai exact? Avem un microscop operator nou, acesta este chiar de anul acesta din vară, cu binocular, ca să poată și asistentul să vadă, să urmărească operația, să știe exact timpii ca să mă poată ajuta, cu un aparat de facoemulsificare pentru intervențiile de cataractă. Și acesta recent. Și acesta recent de 2 ani, da? Deci este nou. Aparatura este foarte modernă, ceea ce conferă o mare siguranță în intervențiile chirurgicale și un mare confort atât pentru medic cât și pentru pacient. Ce operații realizați? Operații de cataractă, de glaucom, mici intervenții chirurgicale, pterigion, șalazion, tumori palpebrale. Pacienții se declară mulțumiți atât de cadrele medicale cât și de condițiile de care beneficiază atunci când ajung pe secția de oftalmologie. Spuneți, pentru ce veniți la oftalmologia din Deva și cum vi se pare secția nouă? Am venit pentru că am avut niște pete pe retină, le-am depistat în urmă cu 4 luni. Și astăzi ieri am făcut a treia injecție și văd că evoluție destul de bună. Cum mi se par dotările? Secția e foarte frumoasă, e curată, e dotată cu de toate, avem un salon de tot și e destul de frumoasă, e faină și curată. Ați avut și rezultate bune. Da, deci am avut rezultate bune. Actul medical este... Da, am avut rezultate bune după injecții, după a treia. Sunteți aici? Pentru ca să mă operez de cataractă la ambii ochi. Deci prima dată, în urmă cu o lună și ceva, m-am operat la dreptul și am revenit acum și mi-am făcut și la stângul. Înseamnă că a fost bine la dreptul? A fost bine și văd și cu stângul destul de bine. Sunteți mulțumită de ce ați găsit foarte aici? Foarte mulțumită. Vă spun, curățenie, căldură, mâncare, de nu poți să o mănânci. N-am ce să reproșez. Personalul? Personalul foarte, excepțional. Ați prins și secția veche? Puteți să comparați? N-am prins-o. Am venit pentru prima dată acum. Și sunteți mulțumită? Mulțumită, Doamne. Foarte mulțumită. O să revin la control peste o lună și ceva și pe urmă peste 6 pentru ochelari. Sau eventual, cum spune doamna doctor, poate mai revin între timp, nu știu. Sunteți aici, cum vi se pare secția, personalul? Foarte frumos și foarte bine primit, este foarte curat, personalul este extraordinar și mai ales doctorii sunt impecabili, deci și foarte profesioniști. O să recomandați? Da, bineînțeles, eu vin de mult aici și aș veni tot timpul când am nevoie
și recomand și la ceilalți care au nevoie. Ați prins și secția veche? Da, bineînțeles. Și care e diferența? La fel, deci aici este foarte frumos și curat și se poartă frumos. Personalul este extraordinar, să știți. Sănătate deci să fie. Vin de plăcere și știu că sunt tratată cum trebuie. Eu așa zic, că e bine. Spuneți-mi, de când veniți pe secția de oftalmologie de la Deva și pentru ce problemă? În luna iunie vin, am glaucom și am venit și m-a făcut doamna doctor injecție. Și acum mergem spre bine. Uh-huh. Cum vi se pare secția? E frumos, doamna. E păcat să vorbim. Cred că toată lumea știe ce înseamnă păcatul. E frumos, e curat, e toate bune. Uh-huh. Spitalul Județean de Urgență Deva a beneficiat în ultimii ani de mai multe investiții pentru modernizare. Acesta se află în subordinea Consiliului Județean Hunedoara.